găsit la AS.ro Live în dimineața asta alături de o super campioană a României, câștigătoare de medalii, de nici ea nu cred că le-a mai ținut numărul. Trecut acum în zona de administrație, Ana Maria Brânză, bună dimineața. Bună dimineața. Sau Ana Maria Popescu. Și Florentina, nu uita de Florentina. Și Florentina, și Popescu, și Brânză. Ok. Mai știi câte medalii ai la Jocurile Olimpice, Europene și Mondiale? Nu cred că am știut niciodată, pentru simplu fapt. Așa mă gândeam și eu. Nu, știe mama. Și dacă nu, profilul de pe Wikipedia, să știi că este întotdeauna actualizat, cumva mă ajută foarte, foarte tare. N-am știut niciodată, pentru simplu fapt, că atâta timp cât eram sportiv activ, mă gândeam că cea mai importantă medalie pentru mine este următoarea. Acum nu mai am scuza asta. Adică, bine, următoarea medalie la vreun cross sau ceva de genul ăsta. Dar nu m-am gândit niciodată câte medalii am și toate medaliile mele au stat mult timp ascunse în cutii, în pod, undeva, să nu le văd. Ar fi cazul să le numere acum. La ce mă mai ajută? Să dau câteva repere din carieră. Campioană olimpică 2016 Rio, argint la Beijing 2008, argint la Tokyo 2021. În timpul ăsta, din 2008 până 2021, o grămadă de medalii la campionate europene și mondiale, felicitări. Sunt medaliile pe undeva afișate, la mama, cumva, sau? Nu. Acum au văzut și ele lumina zilei, să spunem, după ce mi-am încheiat activitatea și am vorbit cu un artizan român care mi-a construit o hartă de lemn, harta României, da? În care sunt puse toate medaliile importante pe care eu le-am adus în România. Am ținut foarte mult să am acest obiect în casă și să fie medaliile la vedere. Dar asta doar după ce am spus adio sportului de performanță. Un obiect pentru care ai muncit de pe la 11 ani. Te-ai tot străduit să alcătuiești harta aia, nu? Exact. În prezent, consilieră COSR, în echipa lui Mihai Covaliu, o să vorbim despre treaba asta. Vreau să te întreb, te-a bătut gândul să participi și la Paris 2024? Țin minte că nici nu coborusem bine de pe podium la Tokyo și deja primeam mesaje. Și Paris 2024 nu este atât de departe, mai ales că acest ciclu olimpic, știm și noi, jocurile au fost amânate cu un an de zile. Practic, acest ciclu olimpic a fost de numai 3 ani și toată lumea mă întreba, vei fi acolo, nu? Asta pentru simplu fapt că după fiecare ediție de jocuri, eu eram prima care spuneam, ne vedem peste 4 ani de zile. De data asta am vrut să fiu sinceră cu mine. Mi-am luat puțin timp să mă așez. Am avut o pauză scurtă de 2 săptămâni imediat după Tokyo, după care m-am întors în sala de antrenament ca să mă pregătesc pentru campionatul european. Urma să aibă loc la Plovdiv în toamna lui 2021. Și după ce am trecut prin chinul pregătirii fizice, am fost anunțată de către Federația Română de Scrimă că se vor anula campionatele europene. Și atunci cred că a fost un pas foarte, foarte important, deși în decembrie 2021 mai aveam confirmată participarea la o altă competiție în Dubai. Competiție care nu conta niciun clasament mondial, era mai mult o demonstrație, dar am zis ok, merg acolo. Și crede-mă că în dimineața în care m-am trezit, am îmbrăcat echipamentul, trainingul cu România și am ajuns la sală, mi-am dat seama că, ok, acum trebuie să fac încălzirea, trebuie să-mi controlez armele, trebuie să petrec toată ziua aici și mi-am dat seama că totul devenise greu. Trebuia să depun un efort pentru fiecare etapă și am zis, ok, cred că ăsta e finalul. Și fix în ziua aceea m-am decis că nu vreau să merg mai departe, că nu mai sunt dispusă să depun același efort în fiecare zi, în speranța că voi mai ajunge vreodată pe podium. Și nu m-am gândit ulterior să mă întorc. Am mai intrat în sala de scrimă ocazional, am participat în câteva cantonamente cu copii, am jucat rolul antrenorului, dar mai mult de atât nu mă mai văd competitivă. Deci nu te-a urmărit gândul ăsta să poate ar fi fost mai bine să mai continui, n-ai avut problema asta. Nici măcar o secundă. Povestea Agassi în cartea lui celebră despre cum la 36 de ani pur și simplu dureau toate încheieturile și era aproape scârbă de tenis. Nu, eu n-am ajuns în etapa aceea, doar mi-am dat seama că nu mai e despre mine sau nu mai e pentru mine. Nu mai vreau asta. Și cumva mi-am promis de când eram mică și de când am ajuns la Centrul Olimpic de Pregătire al Juniorilor de la Craiova, de atunci mi-am promis că atunci când o să simt că e momentul, că nu mai vreau să fiu acolo, o să mă opresc. Toată lumea mi-a spus, ok, bine, prima dată când am primit întrebarea și nu te retrage a fost chiar în 2008, după ce am câștigat prima medalie olimpică și nu înțelegeam sensul întrebării, adică, hei, pentru mine acum a început
toată joaca acum a început. Adică, cum mă întrebați dacă mă retrag? Doar pentru simplu fapt că am cucerit o medalie olimpică? Nu. Și atunci, cel puțin în ultimii 2 ani ai carierei, cred că nu trecea săptămână să mă întrebe cineva, dar ce mai cauți acolo? Ai câștigat atâtea medalii, de ce mai vrei? Pentru că simțeam că pot, îmi doream să fiu acolo. Simțeam că mai pot să spun ceva în scrima mondială. Dar asta, să știi că e o întrebare pe care multă lume și-o pune. Uite, te uiți la fotbal și îl vezi pe Cristiano Ronaldo, care a câștigat tot ce se putea, a luat toți banii pe care și-a putut imagina vreodată. Mă, de ce mai trage băiatul ăsta? De ce se mai trezește dimineața să se ducă la antrenament, să muncească, să fie... Și cum de mai are aceeași ambiție și motivație. Eu ți-am spus, am făcut treaba asta până am simțit. Tokyo 2021 a fost pentru mine mai mult, nu știu, cred că a fost un act de curaj, veneam după o operație și voiam să-mi demonstrez că pot să fiu acolo. Chiar dacă a trebuit să reînvăț să merg, să mă reconstruiesc de la zero, am schimbat antrenorul cu 3 luni înainte de competiție, a fost așa un tăvălug prin care am trecut. Dar ceva în interiorul meu, vocea aceea interioară îmi spunea, Ana, o să fie bine la Tokyo. Merge acolo, o să fie bine. Și am ales să ascult acea voce. Și, bine, cel mai amuzant compliment a venit din partea mamei mele, tot mama, care mi-a spus, stai liniștită și dacă nu urcai pe podium la Tokyo, oricum ai fi putut primi premiu pentru cea mai vârstnică participantă în proba ta. Mulțumesc, mama! Drăguț, dacă vine din partea mamei, exact, chiar e drăguț. Exact. Ai fost într-un sport care are așa un aer special, să zic, un aer aparte. Te-ai gândit vreodată dacă ai putea să călătorești în timp, în ce perioadă ai fi vrut să trăiești? Te-a fascinat? Te-au fascinat poveștile astea cu săbii, cu... Nici măcar filmele de capă și spadă, nu. Nu? Festivalul medieval, de exemplu, n-am genul ăsta. Niciodată la Sighișoara, nu. Niciodată n-am fost prietenă, da, să spunem, cu D'Artagnan și mușchetarii lui Dumas, nici măcar fan Zorro, deși în perioada copilăriei mele era la modă să iei un băț să te semnezi. Nu pot să fac treaba asta nici cu spada. Nu, și cumva pentru mine a fost foarte greu să le explic oamenilor că scrima artistică nu are legătură cu scrima sportivă. Pentru că toată lumea avea senzația că noi chiar putem să ne duelăm urcându-ne pe butoaie, prinzându-ne de candelabre și așa mai departe. Nu despre asta e. Scrima artistică este o altă ramură a scrimei, la care eu nu am avut acces. Și nici nu știu dacă aș fi potrivită, pentru că întotdeauna ți-am zis, filmele de capă și spadă deformau mult realitatea noastră de pe planșă. Și eu țineam foarte mult la adevărul ăsta sportiv. Deci te și enerva aerul ăsta de film. Am înțeles. Dar dacă ai putea să dai timpul înapoi cumva și să retrăiești o perioadă din viața ta, au fost niște ani care te-au fascinat în mod deosebit? Au fost niște ani care m-au călit foarte mult. Și a fost fix perioada pe care am petrecut-o la Centrul Olimpic de Pregătire a Juniorilor de la Craiova. A fost momentul, gândește-te, că la 13 ani am plecat de acasă, mi-am lăsat familia, prietenii, cățelul și m-am mutat la Craiova doar pentru a urma acest vis. Deși n-aveam nicio garanție că o să-mi iasă.